Bună seara, stimațele spectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. În această seară am deosebita plăcere, ia pornicea telefonul, ceasul, ce ți-a pornit? Dar n-are nimic. Cu toate că ai făcut o greșeală care e... În fin. Deci... Da. Încă un motiv, da, de emisiune, da, ca să se vadă că, în primul rând, am și spus, această emisiune a noastră, Conviețuiri, nu este o emisiune regizată, nu venim cu ceva spus dinainte pentru a prezenta sau da bine în fața publicului nostru, destul de numeros, și sunt lucrurile care se întâmplă spontan, cum de fapt s-a întâmplat și acest mic incident cu Ion, care i-a pornit telefonul. Este genii. Ok. Deci, încă o dată, bună seara și bine ne revedem, stimați telespectatori, la emisiunea noastră Conviețuiri, și, în primul rând, în această minunată după-amiază, am deosebită plăcere de a avea un om extraordinar, un om de suflet, cum am mai spus-o și în timpul emisiunilor pe care noi le-am desfășurat, un om pentru care comunitatea de romi are un respect deosebit și pentru el, și nu este vorba decât de Virai, cum este cunoscut și de dumneavoastră, și în același timp, dumneavoastră cred că știți, este președintele Asociației Democrate a Romilor 2012. Bună ziua și bine ai venit în emisiunea noastră. Bună seara și ție și telespectatorilor tăi. Mă bucur că ai avut amabilitatea și plăcerea deosebită de a-mi invita. De altfel și eu am venit cu o foarte mare plăcere în emisiunea ta. Nu trebuie să ascundem acestea și nici nu trebuie să ascundem absolut nimic. Faptul că noi întotdeauna am discutat, am vorbit, am rezolvat împreună anumite lucruri. Ceea ce nu mă caracterizează pe mine e faptul că eu nu-mi place să-mi aduc laude. Pentru că lauda de sine nu miroasea bine, știi? Mi se pare logic. Eu de-aia și ziceam, de fapt, știi, de 2 ani, aproape de când noi am început să... De fapt, de atunci sunt eu. Mă ocup de aspectul ăsta, de fenomenul ăsta. Ți-am zis, măi, eu nu vreau decât să fim toți la unul, să vorbim aceeași limbă. Asta îmi doresc cel mai mult. Nu pentru faptul că, vezi, Doamne, să fii tu lider, eu sau... Nu. Ce nu înțeleg anumiți lideri, poate chiar foarte buni, poate chiar foarte mult și mă bucur pentru aceasta, nu înțeleg un singur lucru, pentru că noi, dacă nu avem o comunitate strânsă, nu luăm... ceea ce se întâmplă de acolo, de la cald, din comunitate. E foarte important cum transmit mesajul către autorități. E, de fapt, e cel... Pentru că toți spunem, domne, facem pentru om. Nu facem absolut nimic. Atâta timp, primul rând, trebuie să le punem toate, să începem de la A. Cum începem și la școală alfabetul, nu? Corect. Deci dacă noi aceștia care ne asumăm, care ne batem cu pumnii în piept, nu avem o relație foarte bună cu autoritățile, niciodată nu o să facem nimic pentru aceia mărâți care săracii așteaptă de la noi, indiferent ce de acolo, dar să vii cu ceva să-l ajuți. Ai văzut cât de mult se bucură? Unii poate nu înțeleg, poate au avut copilărie, eu știu, nu știu, eu știu, deci am simțit-o pielea mea. E adevărat, am avut o copilărie minunată, care dorește și altor copii. Ce era cel mai frumos, că niciodată nu știam, adică nu mă interesa chestia aia, ce mâncăm mâine. Mama nu ne-a lăsat să înțelegem, să ne gândim la asta niciodată. Dar în schimb aveam alte neajunsuri. Cu îmbrăcămintea, cu alea, cu alea. Asta era situația. Dar, îți spun și mă repet din nou, noi nu știm să avem relație, bună cu autoritățile. Și asta... Știi cine devină? Eu sunt de acord cu tine în totalitate, absolut, și cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta și eu, în mare parte noi suntem, și mi-ai ridicat mingea la fileu, Virai, fiindcă știi de ce? Noi, așa zici și lideri, și în ghilimele, eu niciodată n-am dorit să avem statutul de lider, și am vrut într-un fel sau altul să fim ușa aceea care țiganul nostru de rând o poate deschide să ne spună problema. Eu să mă simt bine în comunitate. Absolut, corect. Asta mă interesează cel mai mult. Plăcerea și deosebita mea, pentru că vreau, ai cuvântul meu de onoare, chiar n-aveam niciodată de gând, cu toate că cei care mă cunosc știu sufletul meu, știu inima mea, și eu n-a trebuit să mă implic în acest fenomen ca să ajut pe altcineva. Pentru că am zis, Doamne, dacă Tu mi-ai dat mie, de acolo trebuie să dau și eu altuia. Că așa e normal.
Așa mi se pare mie corect. Și eu știu cât de mult, ce mult înseamnă pentru un om când îi dai ceva. Și cât mai de mult să nu aibă deloc. E greu, e greu. De-aia și oftez pe cuvântul meu. Pentru că cunosc sentimentul ăsta. Îl cunosc. Și când îl mai grav e că sunt alții care îl cunosc și nu-l recunosc. Ei, iată că eu am spus-o, dacă ți-aduci aminte, și în emisiune, și în momentele când noi ne întâlneam ca prieteni și discutam multe lucruri, și cum ai spus-o și tu, noi niciodată nu am făcut cum unii ar considera sau chiar își doresc să fie un fel de rivalitate între acești oameni care, într-un fel sau altul, ne ocupăm de binele. Ai cuvântul meu de onoare că nu știi, și știi foarte bine, și știu și eu de la tine lucrul ăsta, că și tu ești la fel, nu-mi doresc lucrul ăsta, dar pentru ce anume? Corect. Însă, noi am făcut lucrurile care ar fi trebuit să le facă, într-un fel sau altul, așa zis și lideri, care într-un fel sau altul își asumă această identitate de lider. Și până la urmă, noi nu stăm să judecăm ce își asumă alții sau ce titulatură au, însă am dorit să facă ceva pentru ei. Da, ce e cel mai grav, că nu înțeleg unii, că nimeni nu pleacă de aici, nu de la televiziune, pe pământul ăsta, fără să plătim. Este logic și elementar. Judecata și totul plătim aici. Întotdeauna va fi corect și aici întotdeauna va fi cea mai aspră într-un fel sau altul, fiindcă te judecă semenul tău. Dar vom reveni și la astea, fiindcă într-un fel sau altul vom avea multe de dezbătut în legătură cu implicarea romilor în societate. Vis-a-vis și de asta, am spus să ne întrerup. Chiar, eu nu sunt, chiar ți-am urmărit emisiunile, știi foarte bine, te și semestre. Întotdeauna mi-a plăcut și am purtat discuții cu tine. Noi nu aici rezolvăm problemele. Nu aici, oameni buni. Dacă aici venim să vă transmitem anumite mesaje, să ne vedeți că existăm. Că noi, la rândul nostru, avem o comunicare între noi. Pentru că e foarte important pentru comunitățile noastre de rom să știe că noi ne înțelegem. E foarte greu când, spre exemplu, merge unul într-o anume comunitate, nu știu, în Ciobotar, cum zicem noi acolo. Da. Și și asumă el că, băi, chestii de-astea care chiar nu ține de noi, vin și te asfaltez eu. Lasă-mă, Doamne, iartă că nu asfaltăm noi niciodată, nu facem noi de-astea. Avea un floroabă acasă. Da, să fim serioși. Nu vrem să ne asumăm lucruri de genul ăsta. Da. Chiar exact tu m-ai făcut și foarte bine cu inițiativa pe care ai făcut-o cu caiete, cu ce-ai dat la copie. Astea sunt lucrurile pe care se bucură comunitatea. Nu să vin să spun, știi, eu te-am băgat piatra aici. Băi, ești nebun, păi a venit și Marius. A venit și Ion, a venit și Mirai. Care dracu ați băgat-o, mă? Îi derutăm oameni buni. Și oamenii primii în care nu au încredere, noi suntem. Și ne mirăm de ce? Ne mirăm de ce după aceea? Pentru că noi suntem răspunzătorii. De aceea spun, eu nu vreau să... Oamenii din comunitate, cum foarte bine ai spus, așa este. Absolut, din toate comunitățile, din toate cartierele, mă respectă foarte mult, pentru că am știut să mă respecte oamenii. I-am respectat la rândul meu. Dar dacă noi nu facem nimic în legătura cu autoritățile, rămâne aici discuții, emisiunea 300, a mai trecut o zi din viața noastră și la sfârșit e păcat, pentru că vreau să spun mai devreme și am mai luat-o cu altceva. Ai cuvântul meu de onoare, când am pus bazele acestei asociații, n-am trăit așa sentimente niciodată. Niciodată. Ăsta a fost, de fapt, și imboldul care mi s-a dat. Băi, zic, nu se poate. Chiar e frumos. Chiar e frumos să faci ceva. Eram foarte mulți țigani la un loc. Vorbeam toți aceeași limbă. Dar eram... Eu mai am încă un aspect pe care trebuie să-l lămurim foarte clar. Foarte clar și foarte important. Noi nu trebuie să ținem cont de segmentele sociale. Băi, ăștia țigani cu... Mă rog, nu. Noi, în primul rând, pentru cei de jos cel mai mult, pentru că ăia lalți, clar, noi suntem integrați în societate. Acela este defavorizatul, absolut. Nu? Corect. Păi, eu sunt integrat de bine de rău. Păi și dacă eu vreau să am relații de comunicare tot cu mine, nu știu, e bine să le avem, dar noi trebuie să venim în ajutorul celor amărâți. Pentru că vreau să, ce să facem, să integrăm, nu? Cum? Dacă nu ne băgăm cu ei? Dacă nu dialogăm cu ei? Uite, vezi tu, astfel de oameni, eu îi salut și i-am salutat tot timpul și cu mult timp în urmă chiar am spus că dacă tu ai fi avut oamenii pe care într-un fel sau altul să facă cinste, să-mi doresc lângă mine, absolut, cum de exemplu, și cu această ocazie îl salut și eu pe Neion și tot respectul meu pentru dumnealui,
Sunt oameni care fac cinste între țiganii noștri. Comunitățile astea, da. Și sunt oameni care în momentul când intri într-un cartier, zic, băi, au venit oamenii care îi respectăm. Și prezinți chestia aia, ești onest în fața lor. Absolut. Dar în momentul când ești lângă unele persoane care sunt dubioase și noi nu suntem în măsură să judecăm ce și cum, doar discutăm, atunci eu mă refer să-i la integritatea noastră începe să scadă și omul să-și pună o întrebare. Și până la urmă este normală. Băi, oare, dar nu e tot ca ăla? Exact ce spuneam adineaul. Noi nu și ne asumăm niște chestii pe care le face nu știu cine. Mă, da. Care până la urmă chiar stau în... Din punct de vedere, ei trebuie să le facă, nu neapărat. Corect. E adevărat, în urma solicitorilor făcute de noi. E foarte adevărat asta, că tu ești acela care mergi sau cum e domnișoara, doamna respectivă, cum se numește ăștia... Mediatorii. Mediatorii, da. Merg acolo și văd, te anunță pe tine, tu la rândul tău te duci și anunți mai departe. Da. Pentru că așa trebuie să stau lucrurile, nu neapărat venim și ne batem noi că... Băi, eu ți-am adus ție... gazul la poartă. Lasă-mă, doamne, iartă-mă că nu există așa ceva. Este corect și încă o dată. N-a băgat nimeni mâna în buzunar, nu... Unul din invitații noștri pe care dumneavoastră deja v-ați învățat cu prezența lui în cadrul emisiunii noastre Conviețuiri nu este altul decât Ion Boteanu. Ion taximetristul, cum ești cunoscut, Ioane, în zona. Nu are face niciodată. Bă, asta e meseria lui. Știi care e chestia? Nu, eu nu spun cu răutate, eu spun că de multe ori virai, că a fost o ironie. Exact. Am fost ironizat, sincer, eu încă o dată o spun în fața de spectatori, mie nu mi-este rușine. Dar vreau să-ți mai spun un aspect aici. Dacă n-ai fi ironizat, dacă n-ai fi criticat, n-ai fi existat. Este corect și aici. Nu? Ba, da, e foarte important. E foarte important. Înseamnă că existi, înseamnă că pe undeva... Contezi. Mai mult sau mai puțin. Da. Și stai în calea cuiva anume, care, da, care de fapt n-ar trebui să existe. Aspectul ăsta în mintea nimănui. Și cel puțin acestora care ne autonumim. De fapt eu sunt ales, eu nu mă autonumim, da. Chiar sunt ales. Îmi pare rău, era să mă bag în altă tare. Eu sunt ales. Bine ai făcut. Da. Și spunem că, băi frate, dacă noi doi nu ne înțelegem, ai văzut, de foarte multe ori și chiar îți mulțumesc încă o dată și cu prilejul acestei emisiuni, de câte ori te-am sunat și am zis, te rog frumos, vezi că vine nu știu cine la tine, niciodată nu mi-ai întors spatele, niciodată nu mi-ai, ba chiar ai luat și de acolo, nici nu mai întrebat pe mine, băi Viorele, cum ai fac? Ai dus-o până la sfârșit și îți mulțumesc pe această cale. Ce mă plăce? De, așa îmi place, adică omul care stai de vorbă, am și o încredere în ăla, când i-am trimis pe cineva acolo, păi s-a ținut de el, l-a rezolvat. E foarte important, și când vine omul, ai văzut la sediu. Da. Majoritatea asta e, ăștia sunt țiganii noștri, cameloie. Da, cabor mai but. Mai but, mai hanță, cameloie. Da. Da. Tu știi foarte bine și toată lumea știe, și chiar ei, cei din fața televizorilor, știu de câte ori am băgat eu mâna în buzunar, pentru că ți-am zis, eu imediat mi-aduc aminte ce înseamnă să nu ai. Și nu uit, pentru că dacă și uiți trecutul, ești un om care ți-ai pierdut identitatea. Din punctul meu de vedere. Este un lucru de apreciat. Dacă nu se recunoști originea, frate... E corect. Nu ai ce să cauți printre să ei. Să mă iartă Dumnezeu. Dacă nu ne-am cunoaște și nu ne-am asumat cel mai important, stimați-le spectatori, identitatea, iată, eu unul... și asta este ideea. Indiferent de locul nostru de muncă sau ce, până la urmă, faptul că sunt țigan, ăsta sunt, eu unul mă mândresc cu acest lucru, iată și pe Viorel, pe Virai, cum știți și dumneavoastră, indiferent prin aspectul cum noi suntem integrați în societate, nouă ne face cinste să venim în ajutorul cetățenilor noștri de nie. Și spun, te întreb, și unde locuiei tu înainte să lucrezi la Poliția Comunitară? Pe tineretului. Deci tot unde locuiești acum, nu? Acum, da. Care sunt avantajele pe care le-ai avut că ai venit? Deci asta trebuie să înțeleg. Bă, eu n-am venit la... Nu e nici politică, nu facem. Iar nu trebuie să nu facem cele. Politică, suntem apolitici noi. Mă, frate, fac așa vreau eu, așa simt. Deci chiar vreau, simt lucrul ăsta. E lucru care mă face să mă simt cel mai bine. Să-l ajut pe ăla, să-l văd că râde, că zâmbește. Și să treacă pe lângă tine, Virai, și pentru mine cel puțin. Respectul, frate. Absolut. Să vezi călucirea lui din noi când te salută și poate nu-i mai recunoști pe toți binele care îl faci. Dar simți în privirea lui că este foarte entuziasmat. Te venerează. Da? Efectiv. Și chiar exact ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Te venerează și atunci înțelegi și îți pui mergând mai departe
pe omul ăsta, eu l-am ajutat. Și îți da puterea de muncă, exact, mai mult. Și mai departe, mai, și lucrul ăsta noi facem. Te ambiționează. Și faptul că încă o dată facem echipă și suntem aproape unii de alții, sincer și cu riscul de a mă repeta, am spus-o de la bun început, îmi face o cinste deosebită. De ce? Fiindcă asta este menirea noastră, să fim o echipă compactă, oameni să, care înseamnă ceva pentru această comunitate de țigani, și ce înseamnă pentru mine și este extraordinar de mult, este acel respect. Fiindcă dacă avem acel respect și o tind să cresc, stimați telespectatori, că eu împreună cu invitații mei din această după amiază îl avem, este datorită faptului că niciodată nu ne-am ascuns după ceva, nu am făcut altceva prin cuvintele altcuiva, și chiar cum a spus și Virai, de ce să nu spunem purul adevăr, eu am pus piatra aia, dar chestia că Virai poate din prea bun simț n-a accentuat unde trebuia. Cel care vine până la urmă și spune eu am băgat piatra aia, atunci zice și la țiganii noștri, Janestre, bul, te dezma, dai și ea ca dacă mi-și uitem tu cobartele. Așa. Și atunci omul, țiganul nostru de rând, nu mai are încredere și spune ăsta aș face iar geanta lui, dar sărim peste, fiindcă avem destul timp până terminăm emisiunea. Ioane, tu ești cel puțin și este cunoscut faptul că tu activezi în cadrul grupului de inițiativă locală pentru incluziunea romilor și desfășoară activitatea în zona Istu. Și tu, dar și mediatoarea noastră, Rusu Dumitra, îți spun și ție bună seara și bine ai venit alături de noi. Bună seara! Cu toate că, stimați telespectatori, genii m-a lucrat de la bun început, știi, pe mine, iar să mă ica. Și Virai acum și el îl ține cu ea, îmi spune să nu spui, dar mi-e trebuie pe nou cea cimos. Și îmi spune, să nu mă trebuie prea mult, eu să stau așa ca statuia libertății. Dar sărim și peste aspectul ăsta. Te mai înviorăm și pe tine, că n-avem. Te înjurăm, mama. Poftim? Te înjurăm, mama. Acum mergem direct peste ea. Păstă ea. Da. Și împreună cu Ion vă dezvășurați activitatea acolo, să nu omitem și pe sora ta, pe Ioniță. Și iar m-a spus de aia, chiar da, pentru că e momentul. Și chestia asta ai trebuit să o spui. În timpul emisiunii, vezi, ai făcut un spirit de glumă. Pentru că în această emisiune nu trebuie să stăm încruntați. Absolut. Sau să fie criticat băiatul ăsta că nu știe să nu știu cum să comporte, să poarte un ea. Nu, mă, trebuie să faci. Eu, emisiune, până la urmă, trebuie să te și destingi un pic. Și cetățeanul din fața televizorului care stă, ba, eu sunt ferm convins că foarte mulți râd acolo. Maică spune o glumă, maică vorbește un cuvânt de om pe țigănește, ceea ce felicit că tu știi foarte bine. Da, e mejea n-au canță. Dânsul e praful. Cea, no! O jană s-o mai bude de dumneavoastră romanesc. Și încă o chestie, stimațele spectatori, încă o dată sunt extraordinar de mulțumit, fiindcă l-am pe Virai alături de mine. Fiindcă cu poți ceva să vorbești timp, franceză. Nu, dar cu ceva timp, Iemi, prietenul nostru din regie, chiar m-a criticat, dar așa o critică constructivă, ce tu ar trebui să vorbești cât mai mult țigănește, fiindcă emisiunea ta în special este dedicată cetățenilor de Nier și lor trebuie să te adresezi, Marius, nu încercați să mai folosești altfel. Vorbește țigănește dacă cu ei, dacă vin și vorbesc elevat în fața televizorului. Dar înțelege țiganii noștri. Bă, frate, hai să fii serios, am și din nou trebuie să fac precizare. Omule, eu de ce să te integrezi pe tine? Ești integrat, da? Corect. E adevărat, cu ajutorul tău și cu al dânsului și al dânsei încercăm să integrăm pe ceilalți, că de fapt, eu cred că de-aia s-au făcut aceste asociații, partide, mă rog, cum se numesc, ca să-i ajutăm pe ăia, să-i luăm de acolo, să integrăm, cât de cât să-l scoatem și pe el, să vadă lumea altfel, că într-adevăr trebuie să recunoaștem, ne doare inima, ăsta e adevărul. Datorită needucației, țiganii noștri văd lucrurile așa cum le văd. Și din păcate, și o spun cu mâna pe inimă, de multe ori nu le văd cum trebuie, nu le văd așa cum trebuie. Știi de ce? Dar nu din răutate, am spus-o și o repede din nou. Mergi la un țigan în casă, cât e de amăr, te pune pe preșul lui și pui bucățica aia de pâine în parte cu tine. Nu din răutate, face pentru că așa vede lucrurile, așa înțelege. Nu e educat de așa manieră ca să înțeleagă lucrurile. Fă-l să înțeleagă, să-l vezi cum te înțelegi cu el. Corect. Este un lucru și ăsta de admirat, fiindcă caracterul țiganului este, în momentul când intri la el în casă, și poate mulți, nu știu, din rândul cât cetățenilor. Da. Am mâncat la țigani în casă, fără mai bine ca la mine. Exact. Asta am vrut și eu să spun și chiar se bucură, băi, ei au avut puținul lor, dar nu i-am văzut să dea un pic deoparte. Nu, absolut. Din contră. Din contră. Nu, scoți ce e mai bun. Tot.
tot. Exact ce ai mai bun, aia a spus. Iar ei virai chiar mi-au spus, ce, măi, Mariusică, să știi că sincer, nu spun că dacă ar fi venit țiganii tăi la mine, dar dacă îmi vineau prieteni de-ai mei, bă, eu nu scuteam tot. Bă, dar săracul a spus tot. Da, da, da. Bă, tot acolo și așa și toată clatița a pus-o lângă noi. Da, nu, nu, asta e la noi. Mai degrabă și soția ta e pe partea aia și a mea la fel. Adică sigaiji romnișenii, ai înțeles, da? Hai, le-ai schisa la fel, că așa da, ai înțeles tot. Îmi pare rău și trebuie să spun, știi că e o vorbă, de unde ești? De unde ți-e nevastă, să nu te fie operat și tu? Nu, nu fac eu de-astea, nu fac eu din asta, nu. Revenim la problemele noastre și cum crezi acum, mai ales că noi vom avea o mare surpriză pentru o parte din cetățenii noștri de etnie romă, cei care nu au apucat să facă pasul acela cel mai important în viață și încă ne menținem de a nu dezvălui absolut toate secretele până la momentul oportun, dar cum ai semnalat tu, Ioane, cel puțin în rândul romilor de la tine de acolo, acțiunea pe care noi o vom desfășura? Ce satisfacții crezi că ai putut vedea pe chipul lor? În primul rând, bună seara. Îmi pare rău de, sincer, iertare de micul incident de la început. Nu, lăsă, nu, nu, ca atare. Da. Face parte din viața noastră, da, a țiganului. Nu, asta demonstrează că suntem spontan, direct și facem corect totul live. Problema este că cei din zona Istru și o parte, cum e și spus, din alte zone, sunt foarte bucuroși pentru ceea ce încercăm să facem și cum putem să-i ajutăm. E vorba de în jur de 15 familii care vom încerca să-i legăm prin Sfânta Cununie. E un lucru frumos, un lucru admirabil. Cei care sunt în această ipostază sunt bucuroși pentru că, în primul rând, era vorba de partea materială care îi costa foarte mult. Aici trebuie să amintim ajutorul neprețuit al oamenilor de bine care ne ajută și vreau să spun că marea parte dintre acești oameni sunt foarte bucuroși că pot închega printr-o hârtie numele care de multe ori îi disociau. Vezi, Ioane, pentru noi cel puțin, acești oameni care încercăm să facem ceva pentru comunitatea de romi, poate nu este chiar atât de mare lucru pe care îl facem și cum, de fapt, și pe noi mulți ne desconsideră, tot la fel și Vira, invitatul meu din această seară, mai mult ca sigur și el a făcut lucruri extraordinar de mari și din suflet. Din suflet pot să spun. Absolut. Atât mari dar, sau mici, mai puțin importanță. Dar faptul că unii oameni nu prețuiesc lucrurile și efortul pe care îl depunem, fiindcă știți ce este cel mai important. Nu, treci peste asta, te rog eu, să treci peste asta. Important e ce simți tu, mă răsuc. Corect. Noi de multe ori, să știți că ne răpim din timpul familiei noastre pentru nu a pleca pe teren. De foarte multe ori. Deci îl completez pe Virai, are sile și acimos. Și de multe ori suntem tot timpul plecați în comunitatea noastră de țigani, suntem alături sau, de țiganii. Sau în partea cealaltă, noștri, autoritățile, da, că trebuie absolut să ai, nu poți să faci după care neapărat ne deplasăm în fața autorităților pentru a prezenta problemele cu care se confruntă comunitatea noastră de țigani și până la urmă ne întoarcem înapoi de unde am plecat la țiganii noștri să le spunem, bă, stați liniștiți, că se va rezolva problemele voastre. Sau încercăm, facem demersurile, și atunci vezi liniștea lui, l-ai temperat. Și omul zice, băi, bine că există oameni ăștia și pentru lucrul acesta ei de multe ori ne mulțumesc extraordinar de mult prin faptul că ne zâmbesc și de multe ori eu, stimațele spectatori și Virai poate să confirme și el și chiar și Ion și invitata mea din această seară, de multe ori oamenii în vârstă prin mulțumirea lor, încearcă să ne sărute mâna. Și rușine. Și de multe ori, exact cum ai spus pentru și tu... Pentru că la noi nu există așa da, ceva. Mi-e rușine de gestul acelui om, dar în ghilimele, fiindcă eu mă simt rușinat, fiindcă este un om în vârstă, un om... Și la noi nu există absolut, așa ceva. Și atunci înțelegi satisfacția pe care ți-o dă acel om prin mulțumirea lui. Și este cel mai
cel mai cel greu. Mai presodul. Absolut. Este un lucru pentru care eu, sincer, de multe ori nu-mi găsesc cuvintele. Maruse, când vorbeam mai devreme, scuze-mă că când vorbeam mai devreme despre integritate și integrare, vreau să le mulțumesc conlocatorilor mei, lui Picu, lui Toma, Buic. Lui Buic. Sunt oameni care... Se implică. Se implică, iar momentan... Destu Duma... Lasă, fata. Mi-ai mangat de pacheau. Și acești oameni chiar pun suflet. Vreau să spun că s-au apucat și au făcut un pic de ordine în jurul blocului. Au rezolvat problema cu țevile acelea de scurgere. Deci sunt niște oameni care s-au integrat și ce țin, pot să le transmit din partea mea și a grupului de inițiativă, că le mulțumesc că au făcut un lucru extraordinar. Ioan, aici mai aș veni cu ceva să completez. Până la urmă, din câte știu, pentru că și eu îi cunosc pe domnii respectivi, salut pe această cale, faptul că au venit lângă tine, e normal să vină, pentru că acolo locuiești și ei, nu? Corect. Și normal, asta ține, vezi, Doamne, ăla, nu fac aia de acolo, ăia, au pata, le-au pus ștampilă. Ăia de la Istru mănâncă copii, face, nu se poate. Deci și ușor, ușor de se integrează. Și ei vor. Și fiecare la rândul lui își dorește lucrul ăsta, numai dacă știi să-i spui. Și cum exact. Să-i spui. Exact. Și iată, încă o dată îmi ridici mingea la fileu, Virai, să știi că acea zonă, și putem chiar să o spunem cu un șananț, acea zonă chiar nu ne făcea cinste nici nouă țiganilor când cineva... Nu neapărat cinste, te doare inima până la urmă, e al tău, asta dar e clar. Dar iată că noi, prin eforturile pe care le-am depus, am încercat și chiar am reușit să integrăm într-un fel sau în societate, da? În care să aibă un loc de muncă, să aibă venitul minim garantat, să aibă acea cantină... Corect. Care este și mai important lucru. Și lucrul acesta lor le-a dat încredere în noi... Și, în primul rând, în autorități, fiindcă scopul nostru care a fost, Virai, să le aducem la cunoștință că, într-un fel sau altul, societatea este pregătită ca ei să fie integrați într-un fel sau altul. Dar ce mai important din e ca ei... Din punctul lor de vedere, crud. Asta, dar din punctul lor de vedere, ei nu credeau că societatea este pregătită. Nu, întotdeauna, nu, și a mai rămas de ce să nu recunoaștem și cu metenile vechi, că trebuie să ne dea. Da, trebuie păi să chiar tu ai spus-o. Orum si si chiar do. S-o dezma, caborlui, mica mă te hau, si mă asta trebuie ei. Și ei să înțeleagă că nu numai ăsta e simplu, băi fraților, hai ușor, ușor, fiecare. Și dacă ei nu se implică, putem să... Bine, că până la urmă dacă te implici mai mult așa, important e să-i faci să înțeleagă. Corect. Să îi spui de la inimă la inimă, să ajungă la sufletul lui. Pentru că dacă treci și stai pe acolo și cu nasul pe sus și mai faci două fițe, știi ce? Noi ce am făcut? Grupul nostru de inițiativă ce a făcut? Așa o să și zică tot timpul. Corect, și așa e până la urmă. Grupul nostru de inițiativă ce a făcut de când a luat ființă? Deci am încercat să le explicăm oamenilor că noi încercăm să-i ajutăm prin muncă, printr-un ajutor social, printr-un ajutor financiar, să nu mai stea cu mâna întinsă. Până la urmă, Ioane, vezi, lucrurile astea sunt lucruri pe care, într-adevăr, ei chiar le au, dar nu știau să le dobândească. Le aveau, nu știau să, nu știau să le dobândească. Aici intervine, intervine asociația, inițiativă. Băi, învață-l, mă, cum să-și facă actul ăla. Învață-l la ce ușă să meargă. Nu știe, du-te tu cu el. Deci asta e rolul. Asta e, da? Nu necunoașterea, necunoașterea. Nu știu, dar... Deci dacă informația ar veni în comunitate și cum vine acum... Informația, băi, vine prin chiar să-l ajuți. Noi când îi informăm, atunci un om este... informat și știe ce are de făcut. Ei, iată că într-un final s-a dovedit de bun augur faptul că aceste 10 mediatoare chiar meritau, în urmă cu foarte mulți ani, să-și desfășoare activitatea pe raza municipiului Giurgiu. De ce? Fiindcă sunt fetele noastre și cu această ocazie le salut și eu pe toate cele 10 mediatoare și le doresc sănătate și tot binele din urme. Și... am uitat deja, am vrut să fac urarea de la bun început la mulți ani, fiindcă ieri a fost lăsata secului, și să ne trăiască finii, nașii și încă o dată la mulți ani și să vă dea Dumnezeu sănătate. Și sunt fetele care, cum spuneam, merg pe teren
Și chiar și Viraia a punctat lucrul acesta, în momentul când nu știe să-și facă acea hârtie, îl duce până la poarta instituției, îi arată documentul, îi arată cererea tip ca să o completeze, iar atunci acel om realizează cât de ușor era lui. Da, ai cuvântul meu, domnule, s-a întâmplat cu buletinele. Erau niște țigani de la Vrătești. Deci aveau impresia că e ceva extraordinar. Care nu poate să rezolve. Da. Și eu, având șerut de pe acolo, am mai fost și cu problemele care mergem mereu în comunitate, că nenicule îmi zic majoritatea de pe acolo, și mai mari și mai mici ca mine. Uiteam și eu, dar n-am cum să... Ce n-ai, mă? S-a văzut cu buletinul în mână, nu-i plângea, nu venea să creadă. Deci, nu se poate așa ceva. Deci au tot ce le trebuie. Au un contract de casă, au un certificat asta de naștere. Ei nu știu unde să ducă. Deci nu știau. Și aici aveți... Deci asta este important. Frate, asta e mărorul tău. Chiar dacă unora îmi pare rău că trebuie să o spun, îi se pare, bă, e ce, astea să-și facă singur. Cum să-și facă, mă? Păi atunci cum îl ajuți? Corect. Unde e ajutorul tău? Fiindcă nu trebuie să faci într-un fel sau altul aceste diferențe. Pentru că, să fim clar, nu poți să asfaltăm noi, nu putem să facem noi case, nu. Hai să fim serioși. Băi, v-am dat eu, am făcut un bloc, mâine vă uitați tot acolo. Cum să ai dispune de niște finanțe. Păi am câștigat eu la 642? Ce spun, dacă am câștigat, aș face să facem aș face asta, ceva. Cuvântul meu, domnule, domnule, cum a făcut în Constanța, un cartier, oaie, cum avem și noi. Și acolo, Ioane, dar nu este vorba de, până la urmă, de... Nu, hai să vedem lucrurile concrete, dar asta e până la urmă. Da, a făcut un spirit de glumă, poate să prindă. Da, ai dreptate, prin 2077, poate. Nu știi de unde vine un om de bine. Corect, corect. Jenny, cum ți se pare într-un fel sau altul acum că romii au înțeles implicarea lor în societate și cea de-a doua întrebare, te rog, dar te rog să-mi răspunzi prin argumentele tale cele mai vehemente, societatea i-a primit deja în cadrul său? Da, încet, dar sigur i-a primit. Dar e un zâmbet atât de mare încât... Nu, ea poate e puțin emotivă și are un pic de emoții. Societatea este într-adevăr, ea este pregătită. Cu ghilimele de rigoare, mai sunt unele carențe când se închide ușa. De aceea trebuie, să acești lideri să meargă cu persoanele respective și să iasă în față. Rolul nostru este ăsta. Să-i împingem, să-i ducem. Și să-i duci, să-i arăți, să-i explici, bă, uite cum trebuie să faci asta. Să-i primesc în societate. Trebuie învățați ca să fie primiți. N-are cum. Până la urmă, suntem cetățeni români, nu? Corect. Știu eu, dar unde a fost? India, Mindia, de unde știu eu? Da, Singapore. Hai să fii serios. Suntem români până la urmă. Păi, eu cred că plâng mai mult ca unul când cântă tricolorul, decât un gagiu. Momentan sunt mai emotiv, pe cuvântul meu de onoare, asta de nu spuneți. În mare parte suntem mulțumiți de ceea ce spunem noi. Suntem mulțumiți de ceea ce facem momentan. Nu, te aici te contrazic. Nu trebuie să fim mulțumiți. Mă refer la altceva. Nu trebuie să fim mulțumiți. Mă refer că suntem mulțumiți de ceea ce facem în legătură cu autoritățile. Pentru că autoritățile la ora actuală, avem porțile deschise. Ai un punct de sprijin. Cu această ocazie mulțumim celor din aparatul. Până la urmă, hai să spun cinstit. Și oamenii și trebuie să-și facă datoria. N-a zis nimeni că cum? Iată, dar deja primim, Virai, că te înșintre pe o secundă, iată, primim deja mesajele unde unii oameni le felicită extraordinar de mult și apreciază faptul că alături de noi suntem oameni onești și chiar dorești și dumnealor să colaboreze cu noi. Iată, felicitări pentru inițiativă. Stimați-le spectatori, cum am mai spus-o și nu cu riscul de a mă repeta, fiindcă o voi spune tot timpul. Alături de noi. Știți ce? N-am să mai dau nicio denumire, nici grup de inițiativă, nici asociația lui Virai. Noi, oamenii care dumneavoastră aveți încredere și, sincer, aveți această încredere deoarece ați văzut că implicarea noastră în rândurile țiganilor și, știți, mai este un la lucru, maxim. Mai e un lucru. Te rog. Nu le e frică. Da. Da. De ce nu recunoști? Da. De ce nu ești tu cu ceea ce mori? Pentru că și nu numai țigan, asta e valabilă și pentru românul în general. Dacă undeva la un colț să... dă niște pungi, să dă ceva. Toată lumea acolo. Dacă vede că se ia bătaie, fug toți. Păi da, e logic.
Nu numai pentru țigani, valabil pentru români în general. Da. Peste tot e, de când legea, de când e lumea. Ceea ce alte popoare nu fac asta. Eu sunt de acord cu tine și știi de ce nu fac? Fiindcă nivelul de trai este altfel, cultura... Să duce Marius la asta. Dacă da. I-am bot, dacă a luat el bine, dacă a căzut el bine. Dacă e bine, mă duc și eu lângă Lea Iotehan, de mai mult da. Haucă da. Și o acasă, beșei și de unde, n-are decât un copil. Da. Da. Dar cel mai important este, stimați telespectatori, că noi vă primim, impropriu spus, vă primim într-un fel sau altul cu brațele deschise și vă vom da curs în momentul când dumneavoastră veți să veniți alături de noi și de ce nu chiar să ne sfătuiți în continuare și încă o dată vă rog să ne opriți pe stradă absolut cum faceți și cum ați făcut, ne opriți pe stradă și ne spuneți domnul Marius, acolo mai trebuie făcut așa, să iau sau eu văd lucrurile, uite așa le văd eu. Uitați cu ce idee vin și eu. Și nu este niciodată orice până la urmă și o ceartă micuță, dar să fie constructivă, atunci pui în aplicare exact ceea ce e esențialul ca să dai randamentul maxim. Și încă o dată vă mulțumesc din suflet, stimatele spectatori, că sunteți alături de noi, de țiganii din acest municipiu, mă refer în acest moment și la majoritari, dar și la țiganii noștri, fiindcă într-un fel sau altul trăim în municipiul Giurgiu și de ce nu trebuie să ne salutăm. Și de ce spune, cunoaștem că până la urmă și lucrurile care se fac, nu se fac special pentru rău. Sunt și foarte mulți majoritari care beneficiază de lucrurile astea. Cel mai important... Da, măi, cel mai important, echipa. Pentru că dacă n-ai echipă, nu poți să mergi mai departe. Știi, virai sincer... Acest de unul singur, să nu ți-a spus niciodată. Ion, ăla, nu suport lucrul ăsta. Nu există un general, nici n-ar fi nimic fără armata lui. Nu, dacă nu ai echipă, nu faci nimic. Nu ar face nimic. Nici nu ești puternic, nu ești luat în seamă. Niciodată, și nu ai cum să-ți asumi tu atâtea aprecieri și atâtea fapte am făcut eu. Singur. Nu există. E grav, nu suport. Trebuie să fim onești și iată caracterul nostru virai și stimatele spectatori. Tu puteai să faci aia dacă Ion nu se ducea la Istru. Înțeles că nu. Umbla, nu umbla din ușă în ușă și spunea lui ăla, mai mult de atât, până să-i spună, l-a făcut să înțeleagă că pentru el cel mai greu asta e. Că probabil zicea, ia stai, prima oară spune eu, te-a suspectat. Ce vrea să iei unde aici? Nu, toți sunt în general... Te suspectează. Prima oară te suspectează. Ce vrea să ia? Ce șmecherie? Cât îți rămâne cu mete? Ce... Asta, de ce nu spune lucrurile pe nu? Ai, trebuie să știi să-l faci să înțeleagă, cum și de altfel domnișoarele respective, mediatoarele. Ai, și le și mulțumim pe această cale pentru că știu să pună problema acolo în casă. Și să vii lângă sufletul omului ca el să te înțeleagă și să-ți transmită mesajul ăla pe care, adevărat, că s-ar putea de multe... Bine, hai, lasă, mai treci pe la noi, ieși afară. Și este purul adevăr și ăsta, că tot trebuie să vorbim de adevăr, fiindcă, vezi, virai, în acești ultimi doi ani și ceva chiar, mi-a fost extraordinar de greu, sincer, ca să-mi formez echipa care tu mi-o știi și da, este da, cunoscută. Da, da, nu e de ajuns. Încă nu este. Nu, spun eu. Fiindcă echipa trebuie să fie cu cât mai mare, cu atât eficiența este mult mai mare. Dar eu, sincer, sunt mulțumit și o spun cu mâna pe inimă de oamenii care am alături de mine, oamenii cu care lucrez, da? Sunt extraordinar de fericit și de multe ori am primit critici. Să dea Dumnezeu păi și asta e, fără nu se poate. Să fie tot mai bine. De multe ori am primit critici, știi, din partea oamenilor la care nu mă așteptam. Dar nu au fost criticile cele aduse exact la subiect. Și au fost aduse din răutate. Dar am sărit. Bune. Da, am sărit și peste ele, cum ai spus și da, tu. Da, e foarte, foarte bine, da. Și lucrul acesta m-a înverșunat mult mai mult ca să fac lucrurile în așa fel încât oamenii să nu mai zică, uite, ți-a greșit omul sau nu știu ce. Faptul că, și știi și cu riscul am repetat cu ceva timp în urmă, chiar am spus-o că aș fi dorit ca tu să ai frâiele în altă parte, ar fi fost un lucru extraordinar de benefic pentru municipiul Giurgiu. Și cred că nu mă contrazici. Nu, te contrazic, dar îți mai spun un lucru. Da. Frâiele nu trebuie să fim într-un anume loc. Nu trebuie să fim într-un anume loc. Frâiele știi ce înseamnă? Când vom fi toți, nu toți, majoritatea mai mare, da. Dar nu să fim acolo doar, hai că sunt și eu cu tine și nu. Fiecare să-și aducă implicarea cât de puțin acolo și aducă aportul lui. Să creadă în ceea ce vrem noi să facem.
Să-i fie drag. Să facă ceva, aia nu, e cel mai important. Să, dacă crezi, ce faci? Crezi, dar poate alții nu, cred la mișto. Faci, păi nu au, nu au loc alături de tine. Da. Și atâta de cât echipa și nucleul ăla se formează din ce în ce mai mare, precum roiul de albine, n-ai cum să pierzi, n-ai cum. Pentru că și atunci, relația, spun asta cu mâna pe inimă, relația cu autoritățile va fi și mai bună. Sunt de acord cu tine și este... Pentru că și oamenii au o încredere. Spune, băi, da, într-adevăr merită oamenii ăștia. De ce? Uite, dacă ei au reușit să... Ei, care suntem considerați așa cum suntem, au reușit să se strângă în număr așa de mare și se înțeleg, conlucrează împreună, ia-i să fim și noi mai alături de ei. Asta se întâmplă. Dar și oamenii au dreptate până la urmă. Când ne vede, mă, lăsați-ne, iar veniți din bunilor voi cu... Da, trei inși. Când vii, exact cum ai spus tu, trei inși și nu le arăți randamentul la care îi se mai grav știi ce? Când mai vine și altul de-al tău și spate și îți bagă puțin. Cel mai urât lucru la ce zice, nu asculta de ăștia trei. Că eu sunt... Eu, Mesimo, Odilo, Bengailo. Și atunci nu mai știu... Da, dar știi ce? Nu știu anumite persoane care fac lucrul ăsta, că el atunci e decredibilizat 100%. Este logic. Dacă până atunci, la momentul ăla, ai... nu știu, ce cotă în fața omului ăla, când ai venit tu și ai băgat la altă cuțit după la spate, după aia ești decredibilizat total. Pentru că nici mie, sincer, și nici ție și nici nimănui nu-i convine să vină unul la tine să-l dea pe Ion în primire. Da? Păi tu ce încredere ai? Păi dacă îl dă pe ăsta mâine, nu te dă-și pe tine? Păi da, e logic și asta e legea firii. Normal, dar pe ăla... Nu mă spun așa pe șleau ca să înțeleagă omul. Că e mai bine pe șleau, știi? Păi să nu filozofăm. Omul mai vorbește din experiență câteodată, știi? Nu, să mori. E cel mai important lucru ăsta. Dacă tu mai vând pe cum pe ăsta la nu-l dai și pe ăsta pe gheață? Știi, până la urmă, uite, mă faci într-un fel sau altul chiar să spun lucrurilor pe nume, cum ai spus tu mai devreme. De multe ori ăsta e țiganul nostru. Dacă nu rănești... Da. De multe ori ăsta e țiganul nostru. Mie nu mi-e rușine să o spun, fiindcă de e multe păcat, ori știi... păcat, Marius, aici te contrazic, zău. Noi avem un suflet bun. Nu, chiar nu ne caracterizează asta. Știi de ce spun într-un fel sau altul? Fiindcă... Poate trebuie să fii prea infatuat, prea mândru, să crezi tu că ești păcat la alpa alea. Știi de ce, de fapt, ești cu cum ai spus, te lovesc ai tăi pe la spate? Te, știi, nu te doare rău atunci. Absolut. E grav. Chiar am avut o temă în cadrul emisiunii cu ceva timp în urmă, invidia. Din cauza invidiei virai. Nu și pot să fiu invidios pe tine dacă ești cu mine. Și totuși există oameni care sunt. Păi înseamnă că mi-e zdravân. Deci cum să fiu invidios pe tine? Există. Dacă din contră sunt mândru. Ioane, sunt mândru. De ce, bă, mâine, păi, frate, dacă eu sunt tare, dacă ești și tu tare. Eu sunt de acord cu tine, dar într-o altă emisiune îți promit că vom dezbate strict această, într-un fel sau altul, problemă, fiindcă este o problemă chestia asta cu invidia și faptul. Și eu cred, și într-adevăr, a luat amploare în ultimii ani, după Revoluție, a luat o amploare extraordinară. Da. Este ca un tăvălug, din ce în ce vine mult mai mare, mult mai mare. Se uită în grădina lui, ăla de ce are, ăla de ce face. Iar eu lucrul ăsta am spus, nu vă mai uitați oamenii. De ce să-l ajut pe ăla să-i fac... Dar nu să-l ajut, și fără să-i faci nimic, ești doar așa, doar că ai tu, tu ce ai? De ce să ai tu și să ai tu? Și dacă ai, trebuie să n-ai mie tot. Nu știu, că nu era înainte așa. Eu sunt mai mare ca voi și îmi permit să vă spun. Și el, de fapt, îi dă seama cu mine. Nu era părinții noștri. Noi, când era, nu era răutate. Adu-ți aminte. Și era un pahar de ulei. Corect, așa, și între vecini te duceai la român. Nu că era țigancă. Nu, trecând. Lumea era foarte bună. Dacă avea ceva, făcea o prăjitură, se ducea și lui, îi ducea și vecinului. Nu, frate, acum... Nici de-al dracu, și dacă n-am, nu iau de la tine. Deci eu n-am, dar atât de orgolios sunt, că nu vreau să știi tu că eu rap. Da, așa, e dreptat. Și eram genii, frumos, sincer, cum ți se pare? Nu? Corect. Zău, altă viață era. Că eram râzând. Că da, băiat, dacă vrei. Că tu ești între ei și tu vezi lucrurile acestea despre care noi discutăm. Cum ți se pare sau ce măsuri ai tu în momentul acela când vezi lucrurile că decurg în asemenea sens? Ce anume sens că n-am înțeles? Când îi vezi, de exemplu, că se ceartă și eu știu din multe cazuri ale voastre, când chiar voi veneați și mi le spuneți, Marius, uite ce spune cu Tărescu despre vecinul. Se ceartă uite, pe lucruri de nimic, da. Pe lucruri foarte absolut nesemnificative. Absolut nesemnificative. Și da? Rămâi surprinsă? Sare și se ajută și sare unul pentru altul.
în unele conjuncturi, dar în altele rămâi debusolată de faptul că se pârăsc sau spun lucrurile care n-ar fi trebuit spuse și ar fi trebuit spuse în asemenea sens să fie ajutați. Pentru că au încredere și așteaptă să-i ajut să-i rezolve, ați le și spune, uite ce a făcut, uite ce a zis ăla. Eu cred că e mai grav aici, eu cred că denigrează lucrul ăsta. Adică vezi tu, ăla, uite ce... Depinde și de tot. Depinde și de tot. Un sens constructiv. Uite, un exemplu clar e curățenia pe paliere la căminul de Nistru. Iese doamna X, pârăște pe doamna Y, cred că nu a făcut. E, pâra asta este în sensul să se facă curățenie. Da, dar eu, din punctul meu de vedere, aș face altfel. Eu nu aș veni să părăsc dumneavoastră. Păi face-o dată. Ea spune direct, măi, asta, e rândul tău, pune mâna și fă... Sunt niște discuții care sunt puierile. Sunt puierile. Am discutat chestia asta. Le-am explicat oamenilor să sară peste problema asta. Orgoliu la protest. Sigur că da. Orgoliu, atât asta e orgoliu. Sunt și oameni care au un orgoliu protest care nu trebuie să ne coborâm la orgoliu protest. Ei, acolo trebuie să lucrezi mai mult. Să înțeleagă și n-am mai dus o muncă de lămurire așa multă. Iar momentan suntem cam pe zero cu problemele astea. Deci concluzia este, într-un fel sau altul, credeți că romii noștri ar fi pregătiți să se implice, de exemplu, în instituțiile statului, Virai? Nu toți. Aici, deci, un capitol la care eu aș spune așa. Și în comunitatea noastră de romi avem oameni cu valențe extraordinar de mari. Avem oameni mediocri, avem oameni mai jos cotați. Noi putem. E foarte adevărat. Sunt foarte mulți oameni și în comunitatea noastră care poate să, de ce nu să fie și președintele țării. Cum de altfel, cum îi schimbă mâine pe mine și Băsescu, că va fi țigan. Cum îi schimbă din președință, aude și te-ai văzut. Chilescu a fost țigan. Asta înseamnă că ne mândrim cu genia noastră. Nu, eu din punctul ăsta de vedere, da, extraordinar. Eu, din punctul meu de vedere, societatea ne agrează, primul rând, că noi suntem până la urmă, înainte de orice, cetățeni români. Suntem buni și în anumite momente când trebuie să arate și să dea vina pe cineva, iar suntem buni de scoși de acolo, că nu zicem nimic. Și asta datorită și liderilor noștri, mai mari decât noi, că nici ei nu se implică așa cum trebuie, în diferite probleme, mă rog, poate ei cunosc lucrurile și stau... Ei știu mai bine decât noi, dar din ceea ce mai întrebat după mine, eu cred că suntem pregătiți. Și dacă și noi suntem și primii care noi ne trebuie gândim, să-i pregătim pe ceilalți. Viorel, la asta vreau să spun. Ne gândim la rolul pe care îl avem noi acum. Deci de acum, poate de câțiva ani de zile în urmă, ne-am apucat să... Că nu s-a făcut nimic, vrei să spui. Momentan nu s-a făcut. Măi, dar ceea ce facem ce noi, trebuie să ducem oamenii mai departe. Știi de ce nu s-a făcut? E vorba de copiii noștri. Copiii, nepoți, mă rog. E vorba de noi. Deci cu ce avem acum momentan noi ne mândrim. Da, da, eu mai dau ei un exemplu. Sunt viitorul care trebuie să-i punem în față atenție. Pe ei. Dacă venim și ne erijem iar că nu știu ce copii pregătim în nu știu ce și copilul ăla vede că eu nu fac nimic bun decât golăneli. Ce îl învăț eu pe copilul ăla? Când nu mai este copilul ăla lângă mine? Copilul ce vede aia face, aia e problema. Și atunci? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim oameni buni? Asta am și spus. Noi suntem oamenii care trebuie să-i pregătim. Nu știu. Ce vede la noi, aia fac. Nu trebuie asta să ne hazardăm. E adevărat. Orice cărămidă, orice lucru mic îl pui deasupra acolo, e un câștig, un real câștig. Păi asta am și spus, ăsta e rolul nostru. Da, al nostru, celorlalți care vor veni, da, oamenilor dar care oamenii ușor, pentru că e foarte greu, de ce să nu recunoaștem? E foarte greu, e un început, asta trebuie să recunoști, e un început. Să lucrezi, la Giurgiu vrei să spui. La Giurgiu, dar noi vorbim. Da, pentru că în țară s-a mai lucrat în țară și pe unde s-a lucrat să știi că se cunoaște. Ia de bază Ardealul. Uite, tot îmi spui de Ardeal. Iată că rămân un pic surprinsă constat, fiindcă iată, mi-ai adus vorba de Ardea. Dar nu vorbești de unchiul Ceau. Nu, cred că curentul acesta a pornit de la el.
Fiindcă mulți ani de-ai noștri îmi zbârne telefoanele, da, mesaje. Și, uite ce am auzit că acolo, uite ce da, se face, da, să dă, nu știu, țara, pensii. În toată țara. Da, pentru cei care au fost în, deportați în ghetouri. Măi, fraților. Da, au creat curentul ăsta, da. Absolut, zic sincer. Nu am nimic concret, nici să vă mint, da, nici da, nimic. Sincer, am unii dintre oamenii noștri, dintre țiganii noștri, care până la urmă m-au întrebat, Marius, ce facem? Măi, oameni buni, nici nu pot să vă duc, să vă spun, nu vă duceți, că poate este ceva bun și după aceea îmi reproșați. Până la urmă, dacă tot doriți, mergeți până la Sibiu acolo și depuneți-vă dosarele. Din punctul meu de vedere, nu este nimic. E părerea mea, strict personală, nu vreau să mă aleagă nimeni. Da, și eu tot la fel. Deci nu vreau două secunde, ca cineva să nu se ducă până acolo, că, uite, din cauza ăla nu m-am dus. Nu, ce vreau să vă spun, momentan, deci e și clar, am câțiva prieteni rom de-ai mei, care au fost plecați la Sibiu și au depus niște acte și tot mă întreabă ce se întâmplă, ce se spune. Păi nu ce să știi. Păi dacă el a depus acte, păi, de ce se întreabă? Păi a fost și a depus niște acte, de ce se întâmplă cu ele? Păi. Zic, v-ați luat de acolo o hârtie la mână, un număr. Mă, omule, poți să ia hârtie și bun de ordine și ce vrei tu. Eu te întreb, clar, vorbim aici, da? Dezbatem. Pentru ce să-ți dea ție statul german bani? A spus că a avut părinții, bunici și deportați. Bun, a avut. Cei care au fost, spun că au luat bani. Au luat bani. Da, se știe. Se dă o anumită pensie numai soțului, urmaș. De pildă, soția sau celor care au fost deportați. Da, da, da. Majoritatea au peste 80 de ani. Câți mai trăiesc din oamenii ăia? Nu dă la nepot, nu dă la copil, nu dă la nimic. Da. Decât soție, atât. Absolut. Corect. Dacă eu am un ONG, sunt președintele unui ONG și eu mă pot duce eu în Germania cu dosarele astea să le depun? În baza unor... Nu, eu cred că Agenția Națională pentru Rom e prima care poate să facă lucrul ăsta. Corect, ar trebui să facă primii pași. E, dacă Agenția Națională pentru Rom nu face absolut nimic în sensul ăsta, eu deja tind să cred că nu este nimic. Păi decât... cred că pasul ar fi plecat de aici la Agenția Națională absolut, pentru Rom și dacă nu ar fi făcut ceabă... Nu să te aduci tocmai la Sibiu și să faci... Să merte Dumnezeu, e cine, e treaba lor. Nici eu nu sunt în măsură să critic sau să mă dar pentru mai mine, sincer, vreți să o spun, mai să spun ca să mă audă și telespectatorul? Nu am încredere. Nici eu. Nu am și nu mi-e încredere. E părerea mea. Chiar, da, și-a mea, la fel. Părerea mea strict personală, nu vreau să influențez. Chiar și când am fost la Giurgiu, am fost convocat, am dat curs invitații împreună cu oamenii noștri. Asta ține de respectul tău, față de tine. Dar, sincer, nu am văzut nimic constructiv acolo, nu am văzut ceva de bun augur, decât ne-am făcut câteva poze, ne-am pus și noi pozele, na, că am fost și noi, că chiar așa am ecodisai, poc, 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 hai, te penească să iei o Manoș Baro. Canci n-ai listat. Da, că vă spun și eu, dumneavoastră, stimați de spectator, că doar am făcut poze cu cineva care credeam că e mare, dar mă rog, nu mai, sărim și peste. Și iată că ei n-am știut când deja au trecut 60 de minute din timpul alocat pentru emisiunea noastră Conviețuiri și cum deja mi-am învățat invitații, le dau prilejul ca să adreseze un salut sau un cuvânt spre încheiere. Ioan. Încă o dată le mulțumesc conlocutorilor mei pentru efortul depus și pentru integrarea care dă dovadă. Sper că în curând să le facem o bucurie. Ceea ce am discutat mai devreme, o să vedem ce discutăm cu autoritățile și... Adică techilas, techilabas! Adică techilabas. Așa. Apropo de asta, și rog pe cei care au fost când am pus banderea acelei înființări a acelei asociații, asta era un punct de vedere al nostru din... Să-i ajutăm pe tinerii romi să căsătorească, să le facem. Chiar era un punct, dar era al asociației. Al asociației. Noi deci vezi, faptul că încă o dată o spun, oamenii trebuie să fie nucleul acela, să ai încredere în el și să vezi când a făcut pasul acela, să știi, băi, ăla a călcat și acolo rămâne și ceva. Ce mai vă rog, un singur lucru vă rog și da, să alegeți foarte bine oameni. Absolut. Nu e foarte, să faceți, pentru că după aia, nu, faceți analiza foarte bine. Momentan, ar trebui să fie foarte, foarte riguroasă. Care suntem, da. Ce faceți? Mulțumesc. Suntem spre finalul emisiunii, Jenny, dacă nu ai realizat. Da, pentru că ieri a fost lăsat UTS, vreau să-i spun și o să rămână fratelui meu, nașul fetimele.
Și pe fina mea, tot la fel s-o pup. Numai pe finata. Păi mii de acasă. Numai pe finata, ce răutăți ai. Și pe finicul meu, că-s când face baia. Cine? Cu interesul. A, tot cu interes. Păi, ce să faci, mă, jine și tu? Mai spune-i tu, ce mi-i dat tu, tu, adică te pup și pe tine și pe tine cu tărescule, alea. Ei. Da, dar next emisiunea, virai. În primul rând vreau să-ți mulțumesc că mi-ai făcut deosebită plăcere și m-ai invitat în emisiunea ta și colegilor tăi, telespectatorilor care sper să nu se fi plictisit în fața televizorilor și să dea Dumnezeu să fie și mai bine. Eu, în primul rând, îți mulțumesc și ție în mod deosebit, fiindcă ai acceptat invitația de a fi alături în această emisiune pentru romi și chiar te rog ca pe viitor să mai dai curs și să fim în această emisiune, fiindcă și tu și eu putem să venim cu lucruri bune pentru comunitatea noastră de țigani, putem să le aducem la cunoștință faptul că ne implicăm pentru dumnealor și de ce nu, sunt oamenii pe care se pot baza pe noi. Știu și ei, și e foarte important. Cel mai important lucru, exact cum ai spus-o și tu, o mare parte din țiganii noștri în momentul de față știu ce reprezentăm noi pentru comunitatea aceasta de țigani și în primul rând, și n-ar fi trebuit să omitem lucrul acesta, iată cum ai spus și tu, de exemplu, municipalitatea a început să se încreadă în noi, să ne dea curs problemelor care se ivesc în rândul comunității de romi, lucru care cu foarte mulți ani în urmă nu cred că s-ar fi întâmplat și n-ar fi fost posibil. Și să-ți mai dau un mic punct. Chiar te rog. Și o altă mare asociație din Giurgiu a venit și a făcut pasul către mine și la fel și ei își doresc același lucru, să fim toți la un loc. Atâta timp, sincer. Tu știi și mi-ai zis de la început. Bă, tu ești singurul care poți să faci unire. Corect. Mulțumesc pentru asta, am luat atitudine. Corect. Și chiar te rog și să mulțumesc pentru atitudinea ta și împreună, în mod sigur, vor ieși lucruri constructive. Și fiindcă suntem spre finalul emisiunii, stimați telespectatori, încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, că ne trimiteți mesajele dumneavoastră, că ne opriți pe stradă și ne sfătuiți ce trebuie să facem. Iar eu nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu maridat, ai de dreptul meu del, Budbach. La revedere și vă aștept la o nouă emisiune.